Un tânăr de 28 de ani din Târgu-Jiu a ajuns în această dimineață la spital după ce ATV-ul pe care îl conducea pe strada Republicii s-a ciocnit cu un autoturism. Potrivit polițiștilor, șoferul mașinii, un bărbat de 54 de ani din comuna Dănești, nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea benzii de circulație și a intrat în coliziune cu ATV-ul. De cealaltă parte, șoferul în vârstă de 54 de ani a declarat că nu el este vinovat. Veneam de banda. Banda mea, el a vrut să mă depășească pe partea dreaptă și aici m-a acroșat și m-a lovit și a intrat acolo în pomul ăsta. A fost mare sperietură, văd că așa mare nu sunt. Eu nu, el zice că s-a lovit la spate, dar nu avea nicio problemă ca să... Deci mașina s-a înfipt acolo în pomul ăla. El o scoase el înapoi. O aveți și plină de vopsea. Da, asta e, ce să facem. Mai mult pagube materiale. Da. Polițiștii vor continua cercetările în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Tânărul care conducea ATV-ul transporta o cutie cu vopsea care s-a împrăștiat atât pe carosabil cât și pe autoturismul cu care s-a ciocnit.